de la 1 la 3, iar tu e la cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a Cătălinei. Da, o văd. Da, este ea. Și avem și acordul. Aici are 5 ani. Chiar 4 ani. 4 ani. 4-5 ani, da? Da, 4-5 ani. Este în viața Da, aceasta, este în altă viață. Este foarte murdară. Desculță. Are pe ea doar o bluziță din acea mai lungă. Cămășuț, da. Da. Mai are 7 frați. Văd că e penultima dintre frați. Mai are un frățior mai mic decât ea de 3 luni. Îi crește doar mama. Îi trimite la cerșit ca să poată să tații. Nu Tații sunt ocazional diferiți. Cu cine a apucat? Da, sunt 4 tați. Da, niciunul nu e nu prezent. Nu. Așa, îi trimite la cerșit. Unde se întâmplă asta, Ela, și în ce epocă? În România. Prin 1801 mi apare. Mediu rural, mediu urban. În urban. În urban, că în rural ce era? La cine se cerșesc? Nu avea niciunul de București, niciun. Văd zona, Da? București, pe lângă București. Mahala. Da. Ok, ce se întâmplă mai departe? Este maltratată de frații mai mari. Este, să zic așa, pusă la respect. Este neglijată. Nu are parte de dragoste, de afecțiune. Mama nu are timp să ia pe fiecare, să aibă grijă de ei, să le dea afecțiune. Îți lăsați mult unul în grija celuilalt. Că mama de ce n-avea timp? Ce face? Copii? Să zic așa, meseria veche. Pe asta mă gândesc. Pe străzi, da? În căutare da. De Da. bărbați. La mulți dintre copii nici nu știa cine e tatăl. Păi de unde? Ok. Și alți membri ai familiei mai erau? Sau nu, ai zis că doar mama. Deci nu avea părinți, bunici, copii ăștia din partea mamei, nimic. Nu au făcut parte din viața lor deloc. Și unde locuiau ele? Mama a crescut la fel. Într-o căsuță din aceasta dărăpânată, adică dărăpânată, nu pot să spun că era dărăpânată, dar o cămăruță din casă, cum se făcea atunci, de vaiagă sau cum erau, ceva de genul. Și mama zici că a crescut la fel? Da. Adică mama ei, tot pe străzi, cu bărbați?
Ea a crescut pe străzi. Ea și mama ei s-a ocupat-o cu meseria asta? Mama, bunica? Nu. Copilul? Nu, bunica. Da. Mama mamei da. A abandonat-o. A abandonat-o pe străzi. Da. Și a crescut singură și... Și asta a învățat. Da. Ce era să înveți. Ok. Și mai departe, ce se întâmplă cu fetița? Deci nu avea iubire, n-a simțit. Ba, din contră, tratamente urâte. Nu știe, văd că crește și nu știe să-și exprime sentimentele, nu știe să-și exprime dorințele, voința, nu știe să vorbească foarte bine, nu a, relația cu ceilalți nu prea există, nu știe cum să se poarte. Pentru că era tot timpul bătută, indiferent ce ar fi făcut. Da, și cum frații mai mari tot timpul o marginalizau, o puneau la respect, o mai bine s-a maltratau. Retras în ea. Da, s-a retras în ea, da. Așa. Și era folosită de cei mai mari ca să facă tot felul de... Treburi. Da. Da. Până când? A Până la 16 ani. La 16 ani văd că a plecat de acasă, a plecat de acolo, s-a desprins de această familie, a mai avut frați. Văd în total 17 frați. Ok. A întâlnit un bărbat mult mai în vârstă decât ea, care a luat-o la el. Și acesta a îngrijit-o și a educat-o puțin și a luat-o mai târziu de soție. Adică era mai înstărit bărbatul ăsta? Da, un pic, nu mult, da. A putut să o educe, să... Da, văd că a trăit, așa, la, a trăit la țară pe urmă. Okay. Deci, nu la oraș. Și a, da, avut o familie, dar... Ce mi-arată aici sunt problemele emoționale. Le știu, am înțeles. Și are legătură cu copilăria ei din această viață. Hai a să... făcut punte, toate acele punte. Emoții, da, trăite, retrăite în această viață, de unde... Să zicem, din cauza survin. Tatălui actual. Da. Vitre, de unde care... survin toate problemele emoționale, dar văd că și relaționale. Hai să ne mai uităm el aici. Dacă mama de acolo, adică de aici, din viața asta care o studiem, unde ne-a dus, soțul, frații de aici, îi regăsim în actuala familie a Cătălinei. Regăsim pe cineva. Da, sunt. Unul dintre frați, dintre frații mai mari, este tatăl Vitreg de azi. Tatăl necunoscut de atunci este și tatăl biologic de azi. Aha. Adică tatăl biologic de acolo e tatăl este... biologic de acum, da? Da, da, și văd că e același tipar. Și mai văd, nu, mama ei de atunci este sora ei de astăzi. Da, și mama de astăzi este soacra de atunci. Nu, mama de astăzi e soacra care? A, soacra care... De atunci. După ce s-a căsătorit la țară, da? Da, da. Da, cu care a trăit împreună. Așa. Bărbatul și... de atunci, îl regăsim astăzi? Acel bărbat care a luat-o la 16 ani? Nu. Țară. Nu. El nu. Nu există, nu e prezent. Nu, mai este una dintre surorile mai mari, este soacra ei de astăzi. Ok. Deci bărbatul acela l-a întâlnit în această viață. Dar nu au legat o relație.
Nu era în karmă scrisă. Nu, nu, asta nu era prevăzut în contractul de încarnare din această viață, da? Da. Bine. Hai să-i dăm informații aici, în viața care o studiem. Îi dăm o sferă de informații cu tot ceea ce noi știm, astfel încât Da. să înțeleagă. Să Da, înțeleagă că, da, sí. îi facem această sferă de lumină pură de cea mai înaltă vibrație pe care o dăm sufletului să o analizeze, să o asimileze. Da, o asimilează. Și vreau să asimileze informația că în acea viață și în această viață și în toate viețile vine într-un scenariu scris de alții, niște entități, care nu se prezintă în forma lor reală, atunci când ne pun să alegem între două, trei scenarii de viață, ci se prezintă cu formele acceptate de suflet, Da. cunoscute. Da? Și Da. să înțeleagă că în acea viață și în multe altele, a venit într-un scenariu scris de niște entități. Ar vrea să vadă entitățile care au trimis-o acolo, în acea viață grea? Spune că le cunoaște. Le cunoaște? Ia să ne prezinte atunci. Hai să vorbim un pic cu sufletele cel. Dar informația care mi-a mai venit între timp este că soțul ei de astăzi este din altă viață, nu din cea prezentată. Și-a mai experimentat împreună încă 8 vieți ca soț-soție. Deci este o relație de soț-soție karmatică. Și care nu merge, nu se, adică nu se potrivesc ca și idealuri, ca și... Așa este scenariul din viața aceasta. Bine, Da, hai să și a vorbim. fost în fiecare din experiențe. Tot așa. Da, ca soț-soție, da. Ca soț-soție și s-au înțeles împreună? Nu. Oh, ok. Bine, hai să vorbim cu sufletelul de la... De aici, din viața, din București, fetița. Ok. La ce vârstă? Mai mare, da? Mai mare. La 16 ani, da? Da, la 16 ani. Ok. Mă de la 1 la 3 și lași, o lași să vorbească. 1, 2, 3. Bună, sufletel! Bună! Sunt Eleonora și vin împreună cu Ela, prin care tu vorbești, ne auzim, ne înțelegem, ne-a trimis o variantă de-a ta, sufletelul care tu ești, dintr-o experiență viitoare. Și tot în România. Din viitorul meu. Din viitorul tău. Pentru că în... Se numește Cătălina, sufletul, din această viață, de unde venim noi, din viitor. Și... Ea are niște probleme de comunicare, de relaționare, de exprimare, cum așa. Care și tu mai și tu. Și sufletelul ne-a adus aici, în această experiență, pentru că a găsit că aici ar fi, ai trăit la fel niște lucruri, da? Și poate are legătură cu ceea ce trăiești în viitor, de unde venim noi. Și am văzut. Am văzut ce probleme au fost, ți-am dat informațiile și tu ai spus că îi cunoști aceste entități care scriu scenariile pentru noi, sufletele. Da, le-am întâlnit înainte să vin aici. Da. Și cum le-ai văzut? Cum le-ai perceput? Cu forma lor reală sau? Forma lor. Da? De... Da. Ce formă de... Cine erau? Cum arătau entitățile astea? Cei de la Consiliu care te-au trimis în Sunt viața îngeri. Aceasta? Sunt îngeri, nu? Da. Câți erau? Îți mai amintești? Cred că 9. 9 îngeri.
Și ce te-au spus ei? Că să vii în viața aceasta? Ca să trăiești aici? Da, ca Cu să... familia asta, cu mama asta, cu frații ăștia? Da, mi-a prezentat familia numeroasă în care voi fi, dar nu mi-au spus că voi trăi în condițiile acestea. Nu? Păi ei cum ți-au prezentat? Ca un film așa, care să vedeai vizual? Cum ți-a prezentat? Nu. Da, cum? Ți-au povestit unde o să Da. vii și așa, da? Deci o poveste scurtă. Da, mi-a spus că voi trăi într-o familie numeroasă în Și care ce voi vei avea face acolo? sprijin de la toți. Ah, ai văzut? Vrei să mergem acolo? Uite, eu număr de la 1 la 3 și mergem acolo când îți povestește acest înger lucrurile astea, să vedem. Pentru că tu deja trăiești alte lucruri, ai trăit alte Da. lucruri, total invers. Să vedem de ce a făcut așa. O fi fost vreo eroare, poate a citit despre altcineva. Nu? Da, Nu vrei să poate. vedem? Ha, să Ba mergem da. unul, număr de la 1 la 3 și mergem acolo la Consiliu, când îngerul ăsta ți-a povestit. 1, 2, 3. Suntem? Da. Așa. Este îngerul, îți povestește. Da, și mi-arată scris o carte în care spune că acolo este scris ceea ce voi experimenta și voi trăi. Mi-a întrebat Arată cine a cartea scris vieții. Cartea Vieții. Cine a scris cartea asta Vieții? Ai scris-o tu și nu-ți mai aduce aminte? Sufletele o scriu, o completează cu Da? fiecare viață, da. O completează după ce trăiește viața, când se întoarce din viață. Sau cum? Pentru că, uite, Sunt scrise trezi. linii mari și Aha. lăsate multe goluri care noi le Aha. completăm în funcție de ce decizii luăm, așa mi se Înțeles. spune. Da? Ok, ia întreabă-l că uite, ți-a spus că două cuvinte, că vei veni într-o familie numeroasă unde te vei simți bine și spune-i că până acum tu, fapt, ai trăit iadul pe pământ, că nu te-ai simțit bine, spune-i cum te-ai simțit acestui înger. Și să vedem ce îți răspunde. Ce spune? I-am spus. Spune că deciziile schimbă un destin. Adică, Decizii, deciziile deciziile. tale, da? Ce ai decis tu? Îmi spune că mie mi-a schimbat destinul deciziile mamei. A, deciziile mamei. Păi cum, n-ai scris tu scenariul ăsta, ne-a spus până acum, cartea vieții tale, acum vin alții, alte Da, suflete și îți când schimbă ești scenariile? copil, mama îți completează scenariul în funcție de decizii, spune. Ok. Dar tu trebuia să trăiești într-o familie plină de iubire. Adică mama asta în care ai venit, în această familie unde era numeroasă și trebuia să experimentezi iubirea între frați de la mama. A început să râdă și a spus că păi da, e plină de iubire, mama. Ea iubește toți bărbații. Și a început să râdă. Îți place răspunsul ăsta? Îți convine? Nu. Nu-ți convine. Ia spune-i tu lui ăsta și să vezi cine are putere aici. Ce să-i spun? Spune-i să-și ia forma originală și blochezi pe toți, acum. Zici 1, 2, 3, toți sunteți blocați. Ăștia 7 sau câți erau. 9, îngeri. Și spune-le la toți să-și ia forma originală și să vezi cum execută. Au o altă formă. Da, ia să vedem. Împreună vedem. Ok. Deci îi blochezi. Zici 1, 2, 3, blochezi scena. Toți sunteți înghețați de la înger. Da? De la înger. Da? Înger. Acum vor fi în Da. gheață. Așa. Da, i-am blocat. Și spune-le să-și ia forma originală. Fiecare. Ia luați-vă forma originală. Eu. S-au transformat complet toți. Și cum arată?
Ție nu ți-e frică pentru că ești cu mine aici și cu el. Și ai toate informațiile, ți le-am dat. Dar de la chipul ăla angelic la asta. Păi da, ia să vedem, ăsta care râdea că a zis că mama te-a trimis bine acolo, da? A spus bine că mama era plină de iubire, dar pentru bărbați, nu pentru tine. Ăsta, cum arată? Ia să-l vedem, pe deșteptul ăsta. E un demon. Un demon. Cum să fie un demon înger? Ia zi tu. Cum vine Nu asta? știu. Și ai alții ce sunt? Și atunci îngerii unde sunt? Ce sunt cu ei? Îngerii sunt ăștia, drăguța mea. Drăguțul meu suflet. Ăștia sunt îngerii care noi credem îngeri. Da. De mii de ani ne-au mințit. Și ne-au manipulat și și-au bătut joc de noi și de destinele noastre. Alea care le scriu ei. Incomplete, goale și minciunile care le spun. Ceilalți cum Aceștia sunt? sunt îngerii? Ăștia sunt îngerii, da? Ăștia sunt. Și oamenii nu știu. Nu, sufletele, nu știu. Pentru că, dacă ți amintești tu bine, când ai venit aici la consiliu acesta, apelează la memoria ta, ai uitat tot, ți-a fost șters tot ce ai trăit în viața precedentă din care ai ieșit. Ai trecut pe la ștergerea și Dar să știi că manipularea ai memoriei. dreptate. Ai dreptate. Acest lucru l-am uitat deja că. Păi da. Dar acum tu știi că ai memoria, tot ceea ce noi trăim Acum că mi-ai dat toată este, informația, apelăm, da. da, la memorii, toate memoriile noastre se downloadează, se descarcă în partea noastră din care provinem, în sinele cel mai înalt, în partea noastră eterică, în spiritul nostru. Și oricând putem să cerem și ne vine informația. Deci tu ceri acum, când ai ieșit din viața dinaintea, să vină asta, în familia cu copii mulți și cu mama iubăreață, ai venit dintr-o altă experiență. Da, cum văd că am ieșit din alt corp și pe urmă ei au venit la mine acești îngeri. Câți dintre ei au venit? Trei. Și ce ți-au spus? Mi-au arătat ce s-a întâmplat, mi-au derulat filmul vieții, Că ai greșit, ce ai făcut. toate imaginile Hai și să mi-au vezi și aici ce minciună ți-au făcut. Hai Spus să că ce am greșit trebuie repară. să fie judecat De și către nu mai știu cât timp a trecut când am ajuns aici din nou la la Consiliu, judecata asta, da? da, și mi-a spus că aici voi fi judecată pentru faptele mele și aici mi s-a spus că dacă vreau să le repar pot și că mi se mai dă o șansă. Serios. Câte șanse? Ia uite-te, câte șanse de astea ți s-a dat pe pământ până Adică acum? câte vieți am avut? Da. Ia uite. Îți Ok, vine mi-aduc informația. aminte, stai să mi-aduc Îți vine aminte. din spiritul tău. Cere informații. Din Ok. sinele tău cel mai înalt. Cum vrei să-l numești? 566. De fiecare dată ți s-a dat, deci ți s-a dat 566 de șanse și tu n-ai terminat să repari, nici până acum. Plus în viitor, nu știu câte mai ai de De aceea reparat. ne ștărgeau ei memoria să nu știm câte vieți am avut și de fiecare dată Îți mai spunea aveam că o n-ai șansă. făcut bine și îți mai dădea o șansă. Da? De aia să ne gândim noi, păi cum să repar ceva din viața trecută Și pe care atunci tu ce nu am ți-o reparat amintești? atâtea vieți? Ce am reparat atâtea vieți? Ce? Atâtea vieți n-a reparat nimic, pentru că noi nu ne aminteam ce să reparăm. Ce să reparăm? Și apoi ia uite-te tu, fă-ți un ecran, uite eu îți fac un ecran pe care te uiți din punct de vedere energetic al sufletului, stai ușor, încet, că uite să vezi cum ne lămurim noi. Oh, mai scoate afară această De ce mâhnire. fac asta? De ce? De ce? Pentru că sunt niște entități, niște spirite rele,
Pentru că prin răutatea lor și-au tăiat legătura cu sursa primordială care ne-a creat pe toți, din care provenim toți, și nu mai au lumină, nu se pot întreține, nu pot să se autosustină. Și atunci ne găsesc pe noi sufletele prin univers. Stai, ai zis din sursa din care noi Da, suntem tot, provenim toți. adică Dumnezeul ăsta nu e. Nu. Acesta este șeful ăștia. Și sunt mai mulți șefi. Niște specii, rase extraterestre. Ah, mă De doare aceste capul. ființe care au prins pământul și ne-au prins pe noi, ne caută, ne prind, ne păcălesc, ne mint, ne șterg memorii. Să venim aici, în aceste corpuri de oameni, ca să producem emoții, energie, de joasă frecvență, suferință, cu care ei se hrănesc, că ei nu mai au lumină proprie. Că ei din ego și răutatea în care au ajuns s-au deconectat de la sursa primordială a creației. Și trebuie să-și facă rost de papa, de mâncare. Ne păcăli pe noi. Ia scoate afară tu acum toată mâhnirea aceasta, toată surprinderea, tot, pentru că ești sufletel. E multă informație E multă informație. care nu înțeleg, care mi-a dat peste cap tot. Lasă-le, că tot ce era zidit era o minciună, minciuna lor. Și acum ce fac? Scoți afară toate minciunile, toate programele false, tot ceea ce te-au programat, toate ideile pe care le-ai înmagazinat greșit în aceste experiențe pe pământ. Toate le ștergi, ia un burete și pe tabla amintirilor ștergi. Uite așa, ștergi, 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 ștergi. Nimic nu folosește. Folosește doar să înțelegem unde am ajuns și cum să facem de acum încolo să plecăm de aici, în Universul Liber, pentru că noi am experimentat și în dimensiuni curate, frumoase, unde am putut să ne bucurăm, unde am experimentat bucuria. Încep să-mi aduc aminte de acele Da? locuri. Ia, arată-mi. Hai, amintește-ți și spune-mi, povestește-mi o amintire frumoasă, unde te-ai bucurat. În afara acestui iad. Se conturează o planetă. Da, ia să vedem. Mi-apare că este lângă Liria. Da, Lira. Așa, Lira, Liria, cum să o numim, că noi avem niște denumiri aici care nu suntem siguri că și astea sunt cele care. Acolo cred că am trăit. Ok. Și ce erai? Îmi apare că mă văd pe mine ca energie, parcă sunt eu. Da. Te simți. Că dacă Da. ești tu, simți. Te simți acolo. Da. Este de Dimensional, da. șapte dimensional. Ai o formă sau nu ai o formă aici? Când și când. Când Și și când nu ai când formă, iau. cum e? Cum te simți? Parcă sunt un nor de energie. Un nor de energie. Vezi? Dar Asta sunt eu. ești tu, pentru că noi asta suntem la origine, da? Noi nu avem formă. Suntem conștiință desprinsă din sursa primordială, unde o să mergem mai încolo și acolo, da? Și Și apoi noi, ca acum și conștiință, trebuie venim să facem experiențe. Trecem prin dimensiuni, experimentăm ca să cunoaștem creația dintr-o infinitate de feluri. Noi suntem bucățele desprinse din conștiința primordială a creației. Așa sunt și ăștia, demonii ăștia care i-am văzut. încep Da. să mă văd în mai multe locuri deja. Ia să. Cred că am trecut prin alte Sigur că am locuri. avut experiențe peste tot ne-am dus. Și acolo e frumos. Ia, acolo, uite, știi ce vreau eu acum? Să trăiești ceea ce ai trăit în acea dimensiune, șapte, de bucuria aceea. Și să-mi spui cum te bucuri, de ce simți. Aici sunt liberă. Da? Aici simt că sunt totul, sunt toată informația, sunt toată energia.
pot să simt, să comunic foarte ușor cu celelalte energii, cu celelalte suflete. Conștiințe, suflete, așa. Putem accesa instantaneu tot ce vrem, tot ce gândim, tot ce Exact. se materializează foarte ușor orice Instantaneu, vrem. la gând. Da? Da. Auzi, dar accesați ceea ce vreți, orice, din dimensiunea asta în care ești? Sau și multidimensional? Văd că pot să înțeleg lucrurile până în 10. Și în 10. jos, sub 7. Da, până în minus 20 pot să văd. Super. Și ce vezi? Sub 5, în 4, Wow! 3, 2, 1, minus. Un Până la minus univers 20. Da. întunecat Da. care mai are câte o sclipire pe aici, pe acolo, din 4 în jos, văd asta. Și pe la minus, mai e Pe vreo la sclipire? minus. Mai se vede câte o sclipire care urcă pe urmă. Ah, când și când, da? Când, care Da. conștientizează ceva Da. și pleacă, da? Acelea sunt sufletele, conștiințele, cum vrem să le numim, Și spiritele. văd că, da, sunt care și aprind lumina și urcă. Auzi și trecerea în 7D, ai perspectiva și atunci când ai fost, ai văzut aceste multidimensiuni până în Da, minus le-am văzut. 20. Și Da. atunci, cum ai decis să vii aici în întunericul ăsta? Pentru că am vrut să înțeleg. Pentru că de acolo doar observi, dar nu trăiești, Nu nu ești simți. înăuntru, da? Nu simți. Nu simți, nu trăiești. Am vrut să înțeleg. Sunt suflete, au venit suflete din aceste dimensiuni care au spus că experiența este inedită și că perspectiva este total altceva, cum n-am trăit, cum n-au trăit niciodată în universurile înalte. Da. Și că tot ce este acolo este mult mai intens pentru suflet. Nu este ca un film la care te uiți, ci joci în film. Joci în Simți. film. E, la ce au spus sufletele acestea care s-au întors? La ce le-au folosit să joace în filmele astea? Horror. Spun că înțeleg mult mai bine acele lumi și atunci când ele vor ajunge să creeze, să fie propria sursă pentru alte suflete și energii, vor ști cum să compună, cum să dezvolte Să nu acel. mai creeze astfel de Da, dimensiuni, da? Deci nu pentru mai că au cunoscând înțeles, și au trăit înțelegând. și au înțeles, pentru că, într-adevăr, când a urcat acea perspectivă, n-ai cum să o înțelegi și să o vezi De sus. de sus. Ți se pare că sus este totul roz, frumos, pozitiv, Așa și dar este. jos nu e. Jos e complet opus. Și au înțeles, au vrut să înțeleagă și acum înțeleg și eu că de aici ți se pare că e ok ideea ta, dar de fapt această idee pe care tu o ai aici în 7D, pentru cei din 4, 3 și jos, este groaznică. Dar, Dar tu nu o înțelegi, nu o percepi, nu o vezi așa. exact, Și numai atunci, că, poți să cobori să vezi ce înseamnă ideea ta. da, și observi că după ce, uite tu, 566 de experiențe până la acea viață și încă ai mai avut încă 2-3 până în viața de unde venim acum, unde experimentez ca și Cătălina. Ai observat cât de puternici suntem? Da, și să știi că aceste experiențe fac sufletele să devină cele mai experimentate, Exact. cele care nu experimentează în asemenea dimensiuni sau în asemenea universuri, ele nu înțeleg. Exact. Nu înțeleg și Așa cum nici noi n-am înțeles înainte să venim acelea pe aici. acelea creează astfel de universuri, cele care n-au Exact. experimentat
ce experimentez și eu acum, acolo, între ei. Oricine poate să creeze, orice, da? Că noi suntem creatori. Da, și în 3D creăm, dar creăm din prisma a ceea ce ne este indus, pentru că nu știm că ne este indus. Și creațiile noastre sunt creațiile lor, de fapt. Da, dar noi am putea să creăm singuri, fără și inducerea sigur lor. Că putem. Și uite, asta trebuie să învățăm. Cum să ne debarasăm de acești îngeri care nu sunt îngeri, cum am văzut, și să creăm singuri, fără ca ei să ne influențeze. Exact. Să creăm din conștiința care suntem, da? Din perspectiva. Să scoatem afară gunoiul acesta care e ei mult. Ni l-au pus în minte și acestor vieți care, chiar dacă, uite, nu mi-aduc aminte de toate viețile, adică nu mi-aduceam aminte acum le văd. Ei făceau legături cu acele emoții, ni le ceea aduceau ce ți-a în făcut și prezent. Acum. Da. Da. Ia scoate tu afară, hai scoate afară tot gunoiul informațional și tot gunoiul emoțional. Tot, nu, le ai, le-ai trăit, le știi, da, le ai ca și informație. Tu nu trebuie să mai simți, pentru că ai decis că de acum încolo vrei să creezi tu. Da. Fără. Da, scoate afară, da? Și scoate arzi afară. Tot. Arde tot, scoate afară. Nu am nevoie de acele gunoi ale lor. Sunt emoțiile care ei le vor, cu care ei se hrănesc, nu exact. Care noi vrem să le creăm. Afară, da. Ok, da. Toate programele care ți-au fost implantate de-a lungul acestor 600, 500, cât or fi, 70 de experiențe. Da, le scot, le scot. Tot, le scot. Tot ce nu-ți folosește și rămân doar programele curate. Programele pline de iubire. Programele pline de iubire, să crezi din iubire. Da. Da? Din iubire, din respect, din exact. Conștiința. Ia. Adevărată, la ta. Da. Mult mai bine. Da, ăștia parcă se micșorează în fața mea. Ăștia, și ce faci cu ei acum? Hai zi. Le spui că nu mai ține. Nu mai ține cu minciuna. Și că nu mi-e mai frică de ei. Păi, de ce să-ți mai fie frică? Că îi vezi că sunt niște bieți neputincioși, da? Pentru că acum am înțeles și am văzut exact ce sunt, cine exact sunt și ce făceau ei de fapt. Și știi ce faci acum? Faci o sferă informațională. M-ai ajutat să-mi aduc aminte. Exact. Faci o sferă informațională cu tot ceea ce ai văzut, tot ceea ce știi acum, ce ai primit ca informații, ce ți-ai reamintit. Da. Și o trimiți la toate sufletele cu care experimentezi în viața Cătălinei. Ok. Copii, soacră. Da, eu vreau să trimit tuturor sufletelor care experimentează pe pământ acum. Mm-hmm. Pentru că toate aceste, dar și între vieți, pentru că exact toate aceste suflete trec prin ce am trecut exact eu. Și exact să-și aducă și ele aminte, să da înțeleagă și ele. Și trimit și tuturor membrilor familiei Cătălinei. Da, și trimite și tuturor membrilor, tuturor familiilor din 570 de vieți sau câte ori fi în care tu ai experimentat. Da. Și trimit și tatălui Vitrec actual, care a fost, dacă te uiți acum, este interferat și are entitățile lui, care l-au, da, toți aveți, da, care l-au făcut să se comporte așa. Pentru că făcea parte din programul karmatic, trimite informația și lui, sufletelului. Toți aveți, toți avem asemenea entități. Pentru că altfel nu am fi aici. Da? Deci nu venim într-o experiență pe pământ fără să venim într-un contract de ăsta. Da, unii le-au lipite de ei, efectiv, parcă sunt într-o simbioză, alții stau un pic mai la distanță. Da.
Sunt De multe exemplu, față de proiecte. tine stau puțin la distanță, Da? dar Văzut? față de alții sunt parcă în simbioză. Pentru că eu îi țin la distanță. Eu mi-am rupt contractele cu ei. Am rupt, nu dau permisiuni, nu dau, nu fac, dar ei există. Dar Există în jurul nostru peste tot. câteodată să știi că și tu le permiți. E, mai permit și eu, îți dai seama că trăim aici, în corp omenesc, de om, și nu suntem Fără să singuri. știi, fără să știi. Știu, nu suntem singuri pentru că interacționăm cu ceilalți membri ai familiei. În Și cazul cum meu, care, apărăm chiar în dacă caz... sunt curățați, n-au Da. înțeles nimic, da? Da. Și care fac acțiuni care ne scad vibrația uneori. Și dacă am scăzut vibrația, atunci permitem. Dar ne curățăm, ne revenim. Important e să practicăm conștientizarea în fiecare moment. Da, Da? așa e. Și ne curățăm continuu, pentru că aici dansăm cu ei Dacă ei stau până... lângă tine și așteaptă. Păi sigur. Ce Așteaptă să să fac? intre. Da? Dar uite și ce fac eu acum. Uite, să te învăț un lucru. Uite, eu fac Da. acum o bulă de energie plină, plină cu iubirea și lumina sursei primordiale a creației. Și o extind rapid. Și le dau să mănânce energia aceasta. Ia spune-mi. Ai Ce spune? făcut ca o bombă. Așa, și Și spune-mi ce au moment făcut. au Mănâncă, sărit. le place? Nu, au sărit, au Au sărit ca fugit. floricelele de porumb? Au sărit, au fugit. Ok. Mă bucur să fac astea. Uite, le pun și o scrisoare. Ce bună Când și metodă. când, exact, când și când, când îmi amintesc, uite, le fac câte o bolă din aceasta. Să-i simt cum sfârie. Și fug. Da, uite, câte o bulă, câte o bombă. O bombă și îi sfârie și fug. Da? Ai văzut Da. cum? Bine. Ziceam Da, că am înțeles. ai Și eu o trimis să fac așa. informațiile la toate sufletele de pe pământ și Da. îi trebuieți foarte bine. Da. Primesc. Majoritatea, nu toți. Da. E funcție Da. de ceea ce înțelege fiecare, da? Tu ai Dar văzut să ce știi greu că eu este. cred că au nevoie de timp, că Sigur. nici eu n-am înțeles din prima. Sigur. Mi-ai dat informația, dar n-am știut cum să Exact. s-o înțeleg. Asta îi Și lăsăm și pe ei. au și ei nevoie de timp să înțeleagă. Îi lăsăm. De asemenea, vreau să chem toate suflete, adică să le spui la toate sufletele cu care tu ai experimentat și acestui tată vitreg și soțului actual și tatălui natural biologic și mamei și copiilor din viața Cătălinei și din toate sufletele cu care ai fost în experiențe și să Da, le sunt spui. prietenii mei toate sufletele Ai acestea. văzut? Și să le Îi spui cunosc. că îți ceri iertare dacă ești supărat Da. din experiențe, le dai Da. informația că au primit-o, că ceea ce sufletele își fac prin experiențe unele altora, nu își fac, de cele mai multe ori nu își fac conștient, ci sunt ceea Da. ce le pun aceste entități regresive să facă. Și atunci tu spui că le ierți. Îți Da, ceri le iertare iert. lor, le ierți pe Sper ele, să mă ierte și ele pe mine. le trimiți iubire, Da, le îi trimit. îmbrățișezi pe toți Pe tot că iubesc. și arzi toate legăturile pe care le-ai avut, contracte, permisiuni, cu toate aceste sufletele. Și se ard și toate emoțiile. Exact. Se ard, da. Cum te simți acum? Ia Oh, e mult mai bine. Ai văzut? Bine. Știi ce facem acum? Hai să Te rezolvăm. iubesc și pe tine. Păi, mulțumesc. Așa se iubesc sufletele. Da. Da? Așa se iubesc și ar trebui și aceste entități, la fel, dar ele și-au pierdut empatia, și-au pierdut corpul emoțional. Dar și ele, într-o zi, se vor întoarce în sursă. Da, am văzut acele scânteiuțe care urcau. Sunt aceste entități Da, care... aceste entități. Și știi ce facem acum? Uneori, unele vor ajunge singure să conștientizeze când vor ajunge. Da. Iar altele, ăștia de aici, de la Consiliu, au ce nevoie de facem? timpul lor fiecare, Sigur, da. dar până au ele nevoie de timpul lor, pentru că au acționat în
sfera ta energetică, pentru că ți-au creat scenarii de toate cele. Vreau ca tu să le ceri contractul de încarnare cu toate punctele, subpunctele. Acea carte în care am Ai, văzut-o. așa, Da. și toate contractele de încarnare pe care le-ai semnat și în care ai venit vreodată. Da. Verifici. Da, Le și au copiile venit. lor, și copiile lor, și oglindirile lor, și codificările, și tot, 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 tot. Da, au venit. Sunt mai multe, într-adevăr. Da, sunt toate. Pe care le arzi. Acum. Da, le dau foc. Ok. Și acum știi ce faci? Ce? Te gândești și spui așa, mă conectez cu sursa primordială a creației. Deschid un canal, un portal direct cu sursa primordială a creației. Și spune. Da, s-a Ce deschis. se întâmplă? S-a deschis? S-a deschis Cum un simți portal. această energie? Iubitoare, Da? strălucitoare, parcă mă încarcă. Asta este ceea ce noi suntem, da? Și simt o legătură de esență, ca și cum aș fi tot eu. Exact. Pentru că tu, eu, noi toți suntem bucățele din această sursă. Ea a plecat, s-a împărțit într-un milion de părți, într-o infinitate, nu un milion, într-o infinitate de părți ca să cunoască și să simtă prin noi, noi ne Ce-a numim creat. noi, ce a creat, da? Da. Dar este ea, noi suntem ea. Bine. Și acum invită pe toți ăștia frumoși acolo să meargă în iubire, în iubirea pură a sursei primordiale, să simtă iubirea. Îi bași pe toți. Vor? Nu. Ce fac? Unii s-au făcut mici, mici de tot și îmi spune că să-i las, De că ce? vor să meargă pe vibrația lor. Nu. Spune că îi trimitem pe vibrația. Asta este vibrația din care toți ne-am Din care desprins au și venit suntem, și din sunt care și au ei venit și și trebuie ei. să Asta e întoarcă și vibrația ei. lor. Îi ajut Așa. să se întoarcă acolo. Așa. Pe toți. Îi strânge Ok, cu i-am fărașul băgat. pe amicii. Pac, Da. pac, păturica și I-am aruncă și băgat. portalul. Bine. Gata, i-am băgat. Ok, acest portal rămâne deschis tot timpul în sfera ta energetică. Tu trebuie să spui de acum încolo când vrei să cureți, să te cureți energetic, emoțional, mental, spui doar deschid. Ok. Activezi, nu deschid, activezi portalul cu sursa primordială a creației și lasă să fie absorbit tot ceea ce nu mi-aparține sau nu acționează în interesul meu cel mai mult. Da? Da. Așa te cureți. Bine. Bine. Acum o să număr de la 1 la 3, iar tu mă lași cu el, la că mai avem de Bine, făcut. mulțumesc. Bine. 1, 2, 3. Da. Ok, la. Dacă mai este, veni mai și acum. Da. 2, 3. Da. Și dacă mai e ceva în sfera energetică, ca și entități, ce nu erau la Consiliu? Lux, doi lux. Nu? Care Doi vin? lux Unul și de o la mantie. botez, de la... Da? Doi lux și o mantie, da, văd, da. Restul au dispărut. Ce am văzut în consiliu, unii dintre ei erau Au încă în curs, fost. au fost, da, și au dispărut acum. Bine. N-am văzut lux la consiliu, dar văd acum încă în curs Exact. și o mantidă. Mantida a Luxi? fost și la consiliu, dar aceasta este de pe această viață. Era prezentă o reprezentantă a rasei, a Da. speciilor. Da. Luxi, zici că n-au fost la Consiliu, dar acum sunt prezenți. Când i-a Da. luat în această viață, cu ce ocazie? I-a captat, i-a. La botez? Da. Așa. Și de la cei din jur văd că
prin înțelegere, acorduri, se conectează și mai mult. Bine, zile să zici să sufletelui să cheme. Dar nu, înainte de a... Nu, hai să umple dinăuntru în afară. Cu lumina aceasta a sursei primordiale a creației și să dea Da. comandă să iasă afară din sfera energetică și din toate structurile energetică, emoțională și mentală, tot ceea ce nu-i aparține. Da, și tot ce a fost indus, autoindus. Și tot ce i-a fost pus ca și implanturi, tot ce nu-i aparține. Da, gânduri, emoții, absolut tot ce a putut genera în corpul ei energii și vibrații joase și blocaje energetice. Absolut tot din corp mental, corp emoțional se curăță, se purifică, iar din corpul energetic văd la gât ca un guler, implant la cap, în interior, în dreptul urechilor, văd, ca și cum ar fi o ureche energetică în interior. Scoate. Așa, da, le Ei scoatem. suflau lux și de acolo, da? Da, și văd pe în uter, văd cum ar fi multe flori, multe programat să facă mulți copii, înfloritor. Dar văd pe intestine, legat de stomac, deci din partea deodenală, duodenală Două de nană. a stomacului, pe intestine, văd până la colon, ca și cum ar fi un implant subțire ca un fel de sârmă de-a lungul intestinelor peste tot. Deci lung, foarte lung. Care ce face? Ce rol are? Care văd că câteodată are energia care împunge și blochează, împung pereții Și intestinului. inflamează intestinul, Da, da? da. Și nu lasă digestia să aibă loc normal în Cine l-a corpul pus fizic. ăsta el? Mantida cu Lux și împreună au creat, datorită gândurilor, emoțiilor ei, trăite din copilărie, de neacceptare, de frustrare, de neîmplinire, de respingere, de Toate aceste da, emoții discoarde, neiubire, de neiubirea, s-a puntea simțit, care o simțea, cum da, și mai simțea veneau și din viața cealaltă. acel gol în abdomenul ei, pentru că ea știa că tatăl ei nu e prezent, tatăl natural, și simțea o amărăciune. Când De îl ce? vedea pe celălalt, când Da, îl și că n-o de vedea ce ieșire. nu văd acel program de neacceptare? De ce tata nu m-a acceptat, nu m-a iubit? Ce am eu greșit? Sunt defectă, am probleme, nu sunt normală, nu sunt ca toți ceilalți, am probleme, sunt defectă. Deci văd, Toate le scoate el, da, dacă mai e ceva, că tot am spus. autovinovăție Da, pentru pe că acest lucru, da. copil, așa înțelege. Că nu sunt iubibilă, nu sunt, nu mă Nu sunt poate, destul de vrednică să fiu da, iubită. ce nu am făcut bine, ce, da. Deci toate aceste probleme de aici survin, inclusiv problemele de relaționare cu cei din jur, în care nu se poate exprima pentru că n-avea față de cine, era acea prezență paternă, era absentă de fapt și n-avea cine să, în fața cui să-și exprime sentimentele, A și avut și s-a mama. închis în ea. Mama e o altă figură în fața copilului. Mama, da, mama a fost mamă, dar lipsea cealaltă jumătate de Ok. energie masculină pe Și nu se care, simt, nu era da, echilibru. și pe tatăl vitreg nu l-a acceptat ca fiind Exact. acea energie de care ea are nevoie.
i-a dăunat pentru că a făcut acțiuni care au rănit-o mai rău emoțional și care au făcut să se închidă în ea și mai mult, pentru că ea, ca și copil, nu putea să accepte acel comportament și nu înțelegea de ce se comportă așa. Ok, acum știe de ce s-a comportat așa, că nu știa nici el, sufletel, Și de ce. energetic și-a, entitățile s-au profitat de aceste emoții și Da, au umplut acel gol complet. cu acest implant Bine, care, se scoate în afară. momentul în care ea se conectează emoțional la toate acele amintiri, nu le poate digera, nu le poate accepta acele amintiri, nu se accepta ea pe ea, și atunci în energetic au loc aceste inflamații. Să scoată ăsta, implantul ăsta, să scoată toate implanturile care le-am găsit până acum. De la din gât Da, și le-a scos de și la din ureche gât și de la... și acesta le scoate. Da. Văd în eteric că a fost folosit uterul ei pentru embrioni eterici. Da, deci a avut sarcini eterice. Da. Văd, mi-apare un uter înfloritor, plin cu flori, în energetic. Câte sarcini? Trei a avut eterice. Trei eterice Da. și fizice au mai fost? Două. Două fizice. Adică copii. Da. Bine. Hai să scoată Ar tot mai ceea ce au fost. fi unul, nu știu dacă a fost, a știut sau n-a știut, la o lună și un pic, parcă, Care dar da, deci are efect cu cel eteric. Dar s-a manifestat un pic și în fizic. Nu știu dacă ea și-a dat seama sau nu. adică în fizic s-a manifestat ca o menstruație întârziată, da? Da. Dar probabil că a fost și mai abundentă, fiind și Da. un embrion care a fost eliminat. Da. Se scoate la toate florile acestea care îi favorizau mult pe sarcini. Da. Și să rămână un aparat genital curat, normal, pentru o femeie terestră. Da, inclusiv acest lucru provoca dezechilibre hormonale în fizic, pentru că în energetic era supra-solicitat, să zic, aparatul reproducător eteric. Inclusiv aceasta îi dă acele probleme de sănătate pe care le are. Da, scoate afară tot acest uter energetic, parcă e suprapus peste Se scoate afară dacă este cel. un alt uter Da, energetic da. care Îl nu scoate, este da. Nu construcția este. energetică normală a ei, a corpului energetic. Nu. Bine. Ok, da, îl scoate afară și arde și acesta, și implantul, și tot. Și tot ce este la nivel energetic nebenefic, neproductiv pentru ea, arde tot. Astea, entitățile le-a tăiat legăturile cu ele. Da. Le-a blocat să ceară contractele și cu asta e la repede. Da, vin contractele, da, Le acele. verifice. Cum Antida zice că nu este tot. Acum vin și celelalte, da. Să ne se arate Ok. portalul cu sursa primordială a creației. A ars contractele și deschide portalul și le bagă și pe entități, pe toate aceștia trei bagă pe portal. Și acum e la și caută punctul acela, cel mai luminos, care este Da. scânteia din sursa primordială a creației. Și o expandează și umple toate structurile ei energetice și corpul fizic cu lumina sursei și iubirea sursei primordiale a creației. Și repară, pansează toate locurile de unde au fost implanturile, Da. intestinul, Da, uterul, deci gâtul, face. urechea, tot. Da, deci face acea lumină pură și curăță, purifică din interiorul ei, din sursa ei, cu
sursa primordială pură și curăță, purifică fiecare celulă, fiecare organ, început cu cap, ochi, gât, nas, gură, spate, umeri, brațe, coloana cervicală, coloana vertebrală, sistem osos, sistem muscular, sistem venos, sistem nervos, sistem limfatic, sistemul endocrin, toate organele, trahee, esofag, plămâni, inimă, stomac, pancreas, vezica biliară, splina, rinichi, uretre, ovare, trompe, uter, vezica urinară, col uterin și picioarele până jos în tălpi. Fiecare celulă, fiecare organ se umple cu lumină pură, se tapetează, se dizolvă toate energiile stagnante, blocante, aferente emoțiilor, cu toate emoțiile lor și se pansează cu energie pură regeneratoare, vindecătoare, de cea mai înaltă vibrație, energizatoare, care ajută la echilibrarea și armonizarea tuturor funcțiilor și tuturor organelor din corp. Da. Ok, da. Acum, dacă o vezi luminoasă, bucuroasă, era. Păi și luminoasă. Da, da, și-a curățat toate câmpurile. Da, toate corpurile mental, emoțional și energetic acum sunt curate, luminoase. Hai să ne uităm un pic pe puncte. Care e cauza spirituală a bolii de Crohn? La intestine am văzut-o, da? Era implant, era de toate, emoțiile da, care... Da, făcea punte cu acea viață, da. Da. Relația cu soacra e tensionată, pentru că este o relație karmică pe care a dizolvat-o, am găsit-o și în viața aceea, și a dizolvat toate relațiile karmice. Da. I-a lăsat, i-a eliberat pe toți. Îi trimite iubire, îi spune că o iartă și cere iertare pentru tot și că o eliberează de orice. La fel a făcut și cu soțul și cu mama. Am făcut și cu toți, cu da. Toți, da. Care ar fi meseria potrivită? Ce ar putea să practice? Oricum, ea are, zice, două, post-liceală de asistent să... care îi place, dar n-a practicat, că au venit copiii. Și deocamdată s-a ocupat de copii. Nu e târziu deloc. Păi nu este după ce mai crește cel mic. Da, poate să practice. Îi place, spune, iar place foarte mult un post de asistentă și în timpul liber când poate să-și practice cea de unghii, ei. Hobby-ul de unghii, da? De gene. De gene, pardon. Și așa și-ar întregi veniturile. Și văd că făcând acest lucru, practicând hobby-ul ei cu genele în timpul ei liber, i-ar întregi mult veniturile și ar câștiga mult mai bine și ar fi mult mai fericită. Și văd Da, că ar împlini-o mult mai bine să știe că aceste poate să activități îi fac plăcere și să le poată practica și să-i aducă și venituri din ceea ce îi place să facă. Da. De ce nu am curaj să mă exprim? Am văzut, da? Era și implantul, plus erau toată puntea creată cu acea viață. Relația cu fetița, care are 5 ani, este tensionată. Fetița este și ea, sunt într-un program karmatic. Da, este, a avut o viață împreună în care nu s-au înțeles deloc și văd tensiuni din acea viață, punte cu acea viață. Dar a fetiței. Fetița face punte cu acea da, viață, fetița, da? Da, da. Hai să-i transmită informații sufletelului fetiței în care să-i arate tot ceea ce a înțeles și ce a aflat și ce ca și informații și i-a și spus că rupe orice relație karmică, orice legătură cu ea, că o iartă, că își cere iertare și se îmbrățișează și își trimite iubire pur. Da, fac acest lucru. Își cer iertare, se îmbrățișează, spun că și eu se iubesc. Relația cu soții. Da, sufletul ei înțelege și a fetiței. Super. Super. Da.
Relația cu soțul este dificilă din mai multe puncte, adică nu se înțeleg, ego foarte mare, exacerbat la soț, era tot o relație karmică și a dizolvat karma cu toți. Da, A da. trimis informații la toate sufletele, deci, ok. Relația cu banii nu prea știe să-i țină și nici nu prea știe să-i și facă. N-ar prea Aici știu, da? sufletul ei spune că îi trebuie puțin de autodisciplină, să-și impună în fizic, deci partea ei fizică, autodisciplină, să-și calculeze tot timpul ce are nevoie și să nu cumpere mai mult decât strictul necesar și în timp va vedea că ce făcea înainte nu era ok și că nu are nevoie de tot ce ea cumpără. Deci, autodisciplină în a cheltui banii, să-și facă un buget săptămânal sau Și o listă cu da, și pe necesități. care să nu o depășească nicicum. Și atunci, încet, Da. încet, acest obicei de a cheltui banii pe orice repede va dispărea. Este o chestie de învățătură, de De învățat, obișnuință, de da, de a obișnuință învăța, da. și de Și a-și face prioritățile, pentru că da, și poate să-și învețe un nou obicei. Deci nu exact. acela de a cheltui repede pe Obiceiurile orice. le învățăm cel mai repede. În Da? momentul în Devine care ea automatic. primește, să zic, o sumă de bani pe care ea o primește, să o împartă pe săptămână și să nu cheltuie nici cu mai mult de acea sumă pe săptămână și poate să împartă chiar pe zi și să nu depășească bugetul. Deci să-și Da. calculeze un buget zilnic sau săptămânal. Relația cu tatăl vitreg tensionată am văzut-o și la s-a și dizolvat karma, a trimis iubirea așa. De ce fetița de 5 ani merge pe vârfuri? Dacă e o cauză spirituală, și asta e ultima Da, întrebare. face și asta face parte de legătură cu o punte, cu altă viață a fetiței. Da. Sunt vieți karmatice ale ei Da. care face fetița legătură sufletelul Da, ei. și ce făcea acolo? Adică, de ce merge pe vârfuri? Ce s-a întâmplat în viața aceea? Dacă poți. Ca să-ți spună sufletelul, mamei. Văd că are mai multe semnificații. Odată că Da. vrea să nu fie simțită, auzită, mergând prin casă o văd trăind într-o familie cu un bărbat foarte agresiv și Ah. era frică de el. Și tot o punte cu viața aceea. Da, și merge pe vârfuri ca să nu fie Fie auzită, simțită. simțită, da. Și totodată văd că era de multe ori când era pedepsită, era trasă de urechi și plimbată prin casă și atunci merea iarăși din nou pe vârfuri ca să se ridice cât mai sus Când să nu... mai mult, să nu simtă Da, durerea. Asta când? da. Într-o altă viață sau În aceeași în viață. aceeași viață aceea? Da. Îi dăm informația sufletelului fetiței cu tot ceea ce știm și am văzut până acum și o să-i mai transmită sufletelul mamei să taie toate punțile. Este într-o altă experiență care nu trebuie să aibă legătură cu cele dinainte, pentru că cei care au făcut scenariul de viață, interesul lor e să le lege și să Da. aducă emoții, Da. suferințe din alte experiențe În în prezent. cea actuală, în prezent. Da? Da. Ideea, da? Acum că este curată, este pregătită să meargă să se întâlnească cu sinele ei, cel mai înalt. Da, este pregătită. Bine, număr până la 3 și este acolo. 1, 2, 3. Da. S-a întâlnit cu sinele, se îmbrățișează deja, s-a integrat în acea lumină pură, este un sine de dimensiune 12. Cheamă și mintea pe care o curăță, o purifică, o energizează. Da. Ok, și o integrează. Și mai numărăm încă o dată ele și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3.
suntem în sursă. Și caută matricea originală, își rescrie, își reface, își corectează toate codurile cu care a venit, le aliniază la matricea originală. Da. Le curăță, le purifică, le aduce la forme, la forma originală și o integrează. Ok. Și acum la facem declarația de suveranitate, declară aici și acum și pentru totdeauna că anulează și decrează orice înțelegere, orice semnat, orice contract, promisiune, permisiune pe care a făcut-o cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă și în afara timpului, în orice loc unde a experimentat cu plus sau minus, indiferent că a fost planetă, corp ceresc, că a fost spațiu dimensional. De asemenea, își arde toate amprentele de pe toată linia experiențială și cheamă tot ADN-ul de pe unde ar mai fi, îl curăță aici în sursă și îl integrează. La fel procedează și cu bucățelele de suflet, le curăță, le cheamă, le curăță și le integrează. Își retrage informația din orice bază de date, biblioteca akașică, calculatoare cuantice, copii, oglindiri, tot, codificări, până în ultimul creator din care provine. Toată informația este aici, în interiorul ei și în sursa primordială a creației. Bineînțeles că este și în sinele ei, cel mai înalt. Deci le are aici, în structura ei, structurile ei. Linia experiențială, ce face cu ea? Îi sugerez să o ardă și este de acord. Foarte bine, Eva. Da, o arde. Acum să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, îl activează. Să-și facă... Să-și facă sfera de materializare pe care o își pune aici proiectele. Cătălina, poți să-ți trimiți și acum ce proiecte vrei. Oricând, în orice moment, vrei un proiect nou, ți-l trimiți în această sferă și ai grijă să o menții energetic, să o menții mental această idee, până când o aduci în manifestare. Noi ne uităm și noi, Ela, la sferele noastre de manifestare, le energizăm, le concentrăm și proiectul nostru comun. Doar să ne mai spună sufletelul dacă este din acest univers sau a mai experimentat și în alt univers. Da, este din alt univers. Ok. Aici acum era... spune că este călător. E călător, deci din mai multe, a trecut prin mai multe experiențe, universuri. Da. Foarte bine. Toți suntem călători. Îi spunem și noi. Da? Da. Ok. Păi măra Ela de la 1 la 3 și venim aici fiecare, aici și acum fiecare, prin canalul ei de abundență benefică, pe care le lărcim, le curățăm, le umplem, aducem lumina și iubirea sursei primordiale, le căptușim cu această lumină, astfel încât să nu poată fi înțepate de nimeni și nimic. 1, 2, 3. Da. Și acum ai luat tăiem orice legătură cu oricine și orice, își arde orice ritual care a fost făcut sau care l-a făcut, începând cu botez, cu nunii și toate cele. Da, blesteme, eu știu dacă ar fi fost, ce-o mai fost, toate arse. De asemenea, arde cordonul umbilical cu mama și arde cordoanele umbilicale cu copiii. Își face sferele generaționale, două sfere cu mama și care o trimite pe arborele genealogic din partea mamei, cealaltă pe arborele genealogic din partea tatălui, arde tot ceea ce i-a fost transmis prin ADN, ca și programe, karme, boli. Da, pe partea mamei merge până la 5-a generație, iar pe partea tatălui până la 14-a generație. Foarte bine, și mai facem încă două sfere.
care le trimite pe legătura cinetică cu copiii și arde tot ce s-a transmis de la ea către copii. Nebenefic pentru ei. Da, se arde totul, tot către fetițe, da. Acum să curețe casa, mașină, ce vrea să curețe. Da, dă cu bombe de lumină. Și noi ne curățăm ale noastre între timp. Da, peste tot în casă. Tapetează pereții cu lumină pură, podeaua, tavanul, se umple totul cu lumină pură și iubire pură, astfel încât să se dizolve toate energiile stagnante, blocate, toate portalurile se închid, se sigilează, toate entitățile prezente în casă sunt absorbite de portalul ei direct în sursa primordială pură. Trimite bule de lumină și pe mașină și pe locul de muncă al soțului. Și mai face o bulă mare de lumină pură în care înconjoară, îmbracă toată casa, mașina, astfel încât să nu poată să pătrundă nimic de vibrații și energii joase. Foarte bine. Acestea fiind spuse, noi mulțumim sufletelui pentru această călătorie și invităm să alunece ușor în corpul lui fizic. Opresc în